Bună ziua, sunt Gabriel Bejan și astăzi la interviurile hotnews.ro l-am ca invitat pe domnul Daniel David, psiholog și rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și autor al cărții Psihologia poporului român. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Discuția de astăzi pleacă de la câteva sondaje făcute la nivel european și la nivel național, potrivit cărora românii ar fi europenii care sunt cel mai puțin de acord ca țara lor să ajute Ucraina în acest război. Și avem câteva date. Eurobarometru, de pildă, spune că 35% dintre români nu sunt de acord cu oferirea de ajutor financiar Ucrainei, 25% dezaprobă furnizarea de ajutor umanitar ucrainienilor, iar 24% dezaprobă chiar primirea refugiaților. Avem și un sondaj IRES care spune că 36% din români nu sunt de acord ca țara lor să sprijine Ucraina. Sunt date din luna februarie. Pe de altă parte, nu cred că lucrurile s-au schimbat de atunci. Deci, domnule David, v-aș întreba direct dacă procentele acestea vi se par mari în termeni absoluți, dacă ele merită discutate sau putem să spunem, oricum, majoritatea românilor sunt de acord cu sprijinul Ucrainei, deci nu are sens să-i băgăm în seamă pe ceilalți. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Nu, pe mine mă bucură că majoritatea românilor consideră că Ucraina trebuie ajutată, dar sigur asta nu înseamnă că nu merită să analizăm ce se întâmplă cu ceilalți cetățeni ai țării care au cu tot o altă perspectivă. Astfel încât eu cred că merită să continuăm, sigur dacă veți considera la fel, să considerăm că merită să facem această analiză, să ne întrebăm ce se întâmplă cu acele procente pe care le-ați menționat, 20, 25 până la 30 și ceva la sută, cetățeni români care au alte perspective, fie legate de ajutorul pe care îl dăm, fie legate de primirea chiar de refugiați, da. Și mai departe. Cum? Zic chiar de refugiați, da. Adică sunt, sunt procente, sunt perspective chiar legate de primirea refugiaților. Acum ar trebui, nu știu, să vorbim despre cauze, de ce se întâmplă acest lucru. Sigur că s-a vorbit foarte mult, s-au găsit explicații și în propaganda rusă, care este prezentă în România, sigur, influențează într-o proporție mai mare sau mai mică aceste percepții. Pe de altă parte, în mod cert, există și lucruri, există cauze care au legătură cu felul în care sunt românii și percep lucrurile. Dumneavoastră a spus la un moment dat chiar că polarizarea este o componentă importantă în profilul psihologic cultural al românilor. Este vorba aici despre polarizare, în ce fel? Da, eu cred că cauzele sunt multiple și atitudinile, dacă ne uităm ce s-a întâmplat în 2022 și ce se întâmplă astăzi, sunt deja schimbate. Deci eu totdeauna, nu uitați că pregătirea mea de bază este psihologia și atunci mă uit la modificarea componentelor mai sociale, care sunt mai flexibile și care se schimbă de multe ori de la o anchetă la alta. În același timp caut și anumite componente psihologice care în principiu sunt mai stabile și care colorează diversele răspunsuri sociale. Acum, ca să punctăm câteva lucruri. E clar că în România exista și înainte de război un segment care avea o atitudine mai negativă față de Ucraina, o atitudine rezultată mai ales din ideea că unele teritorii care țin de Ucraina au ținut cândva de România, legate de ideea că comunitățile românești de acolo n-ar avea suficiente drepturi. Deci am avut grupul respectiv și în vremurile de pace, ca să spun așa. 2. În România avem români care se proiectează mai degrabă cultural sau psihocultural sau ca opțiune culturală în zona Federației Ruse. Nu sunt mulți, dar există și trebuie să recunoaștem acest lucru. Se identifică cu acea zonă. 3. În România există un segment de populație care nu are o atitudine pozitivă față de spațiul vestic, față de Occident și chiar față de Uniunea Europeană, la care am aderat și în care încercăm să ne integrăm. Și acum, punând cap la cap situația în care ne aflăm, cele trei grupuri, ca să spun așa, s-au trezit de aceeași parte a baricadei, încep să aibă un discurs comun. Iar pe acest fond, cum ați spus foarte bine, probabil că au venit și distorsiunile și manipulările legate de război din partea Federației Ruse, amplificând această atitudine negativă față de
Ucraina față de ajutorul pe care am putea să-l dăm Ucrainei față de ajutorul pe care îl dăm refugiaților. Deci iată că mecanismele sunt diferite și astea sunt mai degrabă până acum, după mine, mecanisme mai psihosociale, mecanisme sociale. Pe de altă parte, există totul, nu poți să nu te întrebi de ce sau în ce măsură celelalte popoare vecine cu noi, care probabil au aceleași, nu știu, se raportează în același fel față de spațiu, fostul spațiu al Uniunii Sovietice, față de Ucraina, aceste procente de oameni care nu sunt de acord cu ajutorul dat Ucrainei sunt mai mici. Că tocmai de aceea ni s-au părut relevante puse în contextul, adică eu totuși vorbim de, am plecat de la un procent făcut, de sondaje făcute de Eurobarometru. Deci ele sunt puse în context și românii ies cel mai prost. Da, aici probabil că intervine al doilea nivel pe care l-am menționat, și anume componenta psihoculturală. Da? Și, într-adevăr, psihocultural, așa cum bine ați remarcat, în psihologia românilor am spus că noi avem tendința să exagerăm și negativul și pozitivul. În condițiile în care exagerezi și pozitivul față de Ucraina și negativul, automat grupurile respective se îndepărtează unele față de celelalte. Mai rău, tot în psihologia românilor am spus că avem o problemă majoră legată de încrederea interpersonală. Și atunci când combinăm cei doi factori, tendința de a accentua pozitivul și negativul, care generează grupuri diferite, și vii cu neîncrederea care există între grupurile respective, asistăm la fenomenul pe care bine l-ați remarcat, de polarizare. Și asta este, după mine, fenomenul psihocultural care ne diferențiază față de alte țări care s-ar putea raporta față de Ucraina prin prisma unor legături istorice similare nouă. Deci cred că da, într-adevăr, și factorul acesta psihocultural contează. Dar pe de altă parte, sigur, aleg să mă uit la faptul că majoritatea încă se pronunță pentru a ajuta Ucraina, încă se pronunță pentru a ajuta refugiații, încă se pronunță împotriva războiului, și când se pronunță împotriva războiului, se pronunță într-o formulă pro-Ucraina. Și să știți că este un lucru important pentru noi, fiindcă e ușor să faci ceea ce trebuie când îți și place sau când toată lumea te aplaudă sau când toată lumea este de acord cu acest lucru. Asta este o chestie de morală mai ușoară. Morala spectaculoasă este când faci ceea ce trebuie, chiar dacă nu-ți place sau dacă nu toată lumea te aplaudă pentru acel lucru. Iar România este în această fază în care se comportă așa cum trebuie, chiar dacă avem procent din cetățenii noștri care au altă perspectivă. Am remarcat în cartea dumneavoastră, când vorbiți despre neîncrederea față de vecini, există o comparație făcută cu maghiari, există comparații făcute cu mai multe popoare, dar am remarcat că în ceea ce privește maghiari, ei sunt mai puțin neîncrezători față de străini decât românii. Mi se pare interesant lucrul acesta. De ce sunt românii mai neîncrezători față de străini decât maghiari, vecinii noștri maghiari care sunt aici alături de noi și împart o istorie comună cu noi? Da, acum lucrurile sunt mai complicate, în sensul că n-am avut suficiente date culese în anii trecuți, mai ales că ambele țări au trecut prin perioada comunistă, ca să înțelegem cum a evoluat această atitudine și care ar putea să fie cauzele. Explicația pe care am dat-o ca ipoteză se leagă mai degrabă de un profil mai general psihocultural al țării. România a avut și încă are un profil psihocultural dominat de colectivism. Colectivism înseamnă că grupurile sociale se constituie în logica unei familii extinse. Și atunci când constitui un grup de tip colectiv, încrederea între membrii grupului este destul de bună, dar încrederea față de cei din afara grupului este foarte scăzută. Ei trebuie să treacă teste de încredere până când sunt acceptați de grup. În zona maghiarilor, nivelul colectivismului nu este atât de ridicat, ba mai mult a spune că este un nivel mai ridicat pentru individul autonom. În țările în care individul autonom domină, grupurile se constituie nu în logica unei familii extinse, ci într-o altă logică. Oamenii autonomi descoperă că au valori comune și constituie grupuri în forma unor comunități.
Și atunci acele grupuri sunt mai deschise față de străini. În principiu, oricine care are valorile comunității este binevenit în comunitate. Într-o structură colectivistă nu este de-al nostru. Trebuie să treacă teste de încredere până când îl acceptăm. S-ar putea ca colectivismul să explice o parte din această neîncredere. Acum, referitor la ce spuneți dumneavoastră, în contextul acesta al raportării față de Ucraina, am citit comentarii în social media legate de acest ajutor pe care îl dau românii și spuneam mai bine ajutați sărmanii, săracii, cei care au nevoie din România, decât să dați acest ajutor unor străini. Și aici aș avea nevoie să mă lămuriți, da, dacă are legătură cu ce spuneți dumneavoastră. Are legătură, îmi pare rău că nu l-am punctat chiar la început, că este un alt factor important. Am vrut să-l punctez, dar am rămas la factorii mai sociologici și psihoculturali. România este o țară care se dezvoltă și care s-a dezvoltat foarte mult și evident bunăstarea a crescut în România. Numai că bunăstarea a crescut la nivel global. Odată cu creșterea bunăstării s-au accentuat și discrepanțele între oraș-sat, orașe mari, orașe mici, astfel încât, în ciuda faptului că România este o țară care funcționează bine față de cum era sub aspect economic, are zone de sărăcie, are zone de oameni care încă suferă. Distribuirea bogăției încă nu este făcută astfel încât, acum poate spun cuvinte mari, toată lumea, dar foarte mult să beneficieze de această dezvoltare economică. Și atunci, pe bună dreptate, astfel de oameni se întreabă: dacă eu o duc atât de greu de pe o zi pe alta și eu de-abia supraviețuiesc, de ce resursele să le dau la alții? Este o întrebare legitimă. Dar aici este o problemă a modului în care noi distribuim bogăția și noi distribuim puterea. Ar trebui să o distribuim astfel încât discrepanțele să nu existe sau să nu fie atât de puternice în țară. Deci este un argument care contează în această ecuație atitudinii negative a unui segment din populația noastră față de Ucraina. De regulă, cei care ridică această problemă nu sunt cei care sunt și în nevoie. Că de aici apare și discuția. Aici intră jocul politicienilor. Aici intră jocul politicienilor, dar să știți că cei în nevoie spun acest lucru, doar că discursul lor nu-l auzim, că cei în nevoie nu-și permit să intre ei pe Facebook, că nu au telefon mobil neapărat să scrie și să explice aceste lucruri. Și atunci unii politicieni, auzând aceste lucruri sau simțind aceste lucruri, preiau discursul. Dar, repet, discursul este greșit, în sensul că discursul nu este să nu dăm la ucrainieni, să dăm la cei care au nevoie în țară. Hai să dăm și la cei care au nevoie în țară și să ajutăm și o țară care este atacată, cotropită de o altă țară. Noi trebuie să ne punem în locul ucrainienilor, să ne gândim cum ar fi dacă România ar fi o țară sub atac și dacă vecinii noștri ar gândi cum gândim noi, unii dintre noi, în acest moment. Adică hai să nu-i ajutăm că avem problemele noastre. Nu cred că ne-ar plăcea acest lucru. Hai să nu facem altora ce nu ne-ar plăcea să ni se facă nouă. Acum, având în vedere aceste trăsături ale românilor, cum credeți că ar fi trebuit să se raporteze politicienii pe subiecte sensibile care au legătură cu Ucraina? Pentru că, cu siguranță, acestea au contribuit și contribuie la percepția pe care avem față de țara vecină. Adică subiecte sensibile mă refer la minoritatea română din Ucraina, la canalul Bâstru, iarăși un subiect recent și care a dat naștere multor controverse. Deci politicienii români cum ar trebui să comunice genul acesta de subiecte, în opinia dumneavoastră? Acum, politicienii sunt prinși între mai multe forțe. Pe de o parte, ei știu ce ar trebui făcut și cum ar trebui făcut, pe de altă parte, vin alegeri și încearcă să capitalizeze politic. Și unii dintre ei au cedat ideii de a capitaliza politic și au sacrificat etica și morala pentru potențiale voturi în viitor. Sunt probleme sensibile și au fost probleme sensibile cu Ucraina și legate de românii de acolo, dreptul de a studia în limba română și așa mai departe.
Numai că astfel de probleme, dacă nu le-ai adus serios în discuție atunci când a fost pace și să spui problema rezolvării lor, nu le aduci în discuție acum când acolo mor copii, mor femei, mor oameni, când o țară este distrusă. Le pui în paranteză și le reiei atunci când treci de această perioadă în care, repet, mor oameni și mulți. Aici cred că au greșit politicienii noștri, că unii s-au mai scăpat să aibă păreri și să se descopere în ghilimele mari români în această perioadă cruntă, dar n-au făcut-o în perioadă de pace, când ar fi trebuit să contreze Ucraina pe problemele românilor de acolo. Aici e singurul reproș pe care îl fac. Dar n-au fost mulți, în general, trebuie să recunosc că politicienii s-au comportat relativ ok, cu mici scăpări. Poate ăsta e și motivul pentru care, totuși, larga majoritate a populației, cum spuneam înainte, susține ajutorul pe care România îl dă Ucrainei în diverse forme. Am vorbit până acum despre cum se raportează poporul român, cum este poporul român în această discuție față de țara vecină. Aș vrea un pic să vorbim și în sens invers, pentru că am un exemplu chiar concret, mi se pare interesant, că luna trecută eram la Chișinău și un moldovean, apropo de discuția aceasta legată de ucrainieni și de ajutor și ce se întâmplă în țara vecină, zice, domnule, săracii, e rău ce se întâmplă, dar pe de altă parte, știți cum e, se știe, ucrainienii sunt un popor așa cam rău. Acum v-aș întreba pe dumneavoastră, există popoare formată din oameni răi? Există, sau cum ajung oamenii să perceapă un popor ca fiind, oamenii așa sunt răi? Că n-am auzit doar în contextul acesta de Ucraina, am auzit și despre alte popoare. Unii consideră pe unii sunt răi de felul lor așa. Cum se formează această percepție? Bun, acum sunt, sigur, heterostereotipuri. Sunt autostereotipuri, cum ne vedem noi pe noi, heterostereotipuri, cum îi vedem pe ceilalți. De cele mai multe ori, în formula autostereotipurilor și heterostereotipurilor, adevărul este foarte slab. Adică faci mai degrabă generalizări excesive. Nici nouă nu ne plac, spre exemplu, nu heterostereotipurile altora față de noi, hai să nu le facem nici noi față de alții și mai ales să nu le luăm când spun, sigur că e bine să le discutăm cum le discutăm aici, dar nu știm dacă asta este părerea moldovenilor, ca să spun așa, asupra ucrainienilor, că totuși au fost câțiva oameni care s-au exprimat. Nu, câțiva oameni care s-au exprimat în sensul ăsta, da, dar cu asta mi se pare interesant cum ajunge așa un popor să fie considerat la modul general. Așa funcționează. Așa funcționează mintea umană. Când vorbești de, nu știu, despre un grup mare, nu poți să ai interacțiuni cu fiecare membru al grupului respectiv. Și atunci mintea umană nu poate tolera incertitudinea, nu poate tolera sau tolerează foarte greu incertitudinea, foarte greu lipsa de predictibilitate. Și atunci din interacțiuni minimale cu unii membri ajunge la un proces de generalizare excesivă și formulează concluzii în forma stereotipurilor asupra întregului grup. Sigur că asta îi dă sens și semnificație, asta îi acoperă acea foame, ca să spun așa, de predictibilitate, dar nu înseamnă că este și corectă și poate să creeze, în interacțiune cu grupul respectiv, să creeze foarte multe probleme. Normal ar fi să ne suspendăm, ca să spun așa, deciziile în forma stereotipurilor asupra diverselor grupuri și să ne raportăm la indivizi. Sau dacă avem păreri despre grup, să le facem măcar pe baze, cum să spun, statistice, pe baze mai riguroase și așa mai departe. Din păcate, nu așa funcționează mintea umană. De aceea vedeți că și atitudinea în spațiu vestic este de a combate aceste stereotipuri, fie ele pozitive sau negative. Altfel spus, să tratezi omul, persoana și să nu te raportezi la rasa, grupul din care vine. E greu, fiindcă nu așa funcționează în mod natural mintea umană, dar ăsta este un semn al unui om educat, când poate să ajungă la abordări individualizate și să ajungă la persoană, să nu trateze persoana prin prisma grupului din care face parte. Referitor la percepția pe care o au românii față de alte popoare, sigur vă aduceți aminte în urmă de câțiva ani de cazul Ditrău, când niște brutari din Sri Lanka au stârnit furia unei comunități.
Subiectul a fost atunci foarte dezbătut, foarte multă lume a luat apărarea comunității respective, susținând că e dreptul ei până la urmă să decidă cine vine acolo și, și cine nu. Discuția a fost pe toate televiziunile, în toată presa, și aș vrea să o pun un pic în legătură cu ce am văzut zilele trecute. A fost anul nou în Sri Lanka și sute de sirilanchezi care sunt în România l-au sărbătorit undeva pe lângă Alba Iulia. A fost o petrecere, au dansat, deci imaginile au fost absolut interesante și frumoase. Și nu au mai existat, sau cel puțin n-am mai văzut eu așa comentarii la articolul care prezenta evenimentul, comentarii, cum să zic, răutăcioase, rasiste și mai departe. Între cele două momente, au trecut totuși câțiva ani din cazul Ditrău până în 2023, pare că lucrurile s-au schimbat. Este o rețetă după care se schimbă aceste percepții în timp. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Adică ce e nevoie ca după o anumită perioadă oamenii să fie acceptați așa cum sunt și să nu mai avem nicio problemă cu străinii? Eu cred că sunt două mecanisme psihoculturale. Unul care ține de noi, adică noi am început să devenim mai autonomi și să gândim în termen de comunitate, nu atât de colectivitate închisă, mai ales noile generații, să știți, tinerii care încep să ocupe pârghile de putere socială, au o atitudine mult mai deschisă spre grupuri în logica comunităților, nu în logica colectivităților. Sunt generații mult mai globalizate, ca urmare, sigur, și a tehnologiei, a internetului și așa mai departe. Deci se întâmplă o schimbare în noi. I-am și arătat într-un studiu din 2021 că România se modernizează. Se modernizează, nu atât de repede cât am vrea noi, dar se modernizează. Iar modernizarea înseamnă că indivizii sunt mai autonomi, mai emancipați, mai toleranți, cu o încredere mai mare în oameni, nu numai în oamenii pe care îi cunosc, ci și în oamenii pe care nu-i cunosc în străini. Ce este o schimbare în noi? Doi, pe de altă parte, în acești ani și străinii care au început să pătrundă pe scară destul de mare și, nu știu, în agricultură, în construcții, au trecut acele teste de încredere pe care comunitățile mai colectiviste le pun, iar să știți, și comunitățile colectiviste, deși te supun la diverse teste de încredere, când ai trecut testele de încredere, devin foarte prietenoase. Românii devin foarte prietenoși cu cei care au trecut testele de încredere. Singura noastră problemă este că într-o lume globalizată, mulți nu mai acceptă să treacă teste de încredere. Adică dacă din start se ciocnesc o atitudine suspicioasă din partea noastră, renunță și își caută un alt partener. Cei care au venit în România pentru muncă n-au renunțat, au rămas aici, au lucrat cu greutăți. Prima oară au trecut testele de încredere, iar după acele teste românii devin foarte prietenoși, chiar dacă au o structură mai colectivistă. Și punând cap la cap aceste două lucruri, probabil că putem explica o parte din fenomenul pe care l-ați descris. Putem să extrapolăm și această situație și în cazul refugiaților ucraineni care au ajuns în România, adică în condițiile în care românii nu cunoșteau probabil sau nu știau foarte multe despre ucrainieni, ce fac, cum arată, cu ce se ocupă. Acum au avut, cinic vorbind, au avut prilejul să îi cunoască. Credeți că se vor schimba percepțiile în viitor față de unii, față de ceilalți? Da, eu cred că da. Contribuie la atenuarea atitudinilor negative, dar în același timp să nu uităm că există și presiunea dezinformării care vine în condiții, ca să spun așa, sigur, naturale, dar în același timp nemorale în condiții de război, și atunci mereu întrebarea va fi cât de mult va conta dezinformarea care vine. Dar simplu fapt că te ciocnești și interacționezi cu oameni care vin în România, despre care n-ai avut poate o atitudine pozitivă, dar vezi suferind, n-are ce să mănânce, și-a pierdut casa, unii și-au pierdut, nu știu, copiii, și-a pierdut partenerul de viață,
automat asta scoate mai degrabă umanitatea din noi și nevoia de, de a-i ajuta. Cu siguranță contează și probabil că și după război atitudinea va fi alta. Asta nu înseamnă că nu merită să discutăm și să punem în discuție acele probleme pe care noi ca țară le considerăm importante în relație cu Ucraina, dar cum am spus, hai să o facem în condiții de pace, nu în condițiile crunte de război prin care trece acum această țară. Aș vrea să vă întreb pentru final cum, dacă puteți să faceți, nu știu, o proiecție pentru viitor în ceea ce privește această neîncredere, neîncredere pe care o au românii față de străini. Credeți că, nu știu, peste 20-30 de ani, cum vedeți această neîncredere? Va fi mai mare, va fi mai mică și ce anume trebuie să intervină, ce se va întâmpla ca să se schimbe fundamental lucrurile din acest punct de vedere? Înainte de pandemie și înainte de război, spuneam că acest fenomen se va schimba în bine, spun eu, sau spuneam eu atunci, în puțini ani. În sensul că generațiile tinere vin la putere, mileniarii, generația Z, generații globalizate, generații obișnuite să construiască grupuri în forma comunităților, nu în logica unei familii extinse, care se socializează cu oameni ca ei de pe internet, fără să fie neapărat o cunoștință anterioară, văr, prieten și așa mai departe, înainte de a constitui grupul. Sigur că după pandemie, mai ales după izbucnirea războiului, ideea de globalizare începe să fie serios atacată, pusă sub semnul întrebării. Asta înseamnă că se creează din nou enclave. Enclavele automat generează iarăși neîncredere. Dar aș spune, ca să nu evit răspunsul la întrebarea pe care a spus-o, că România va continua să se modernizeze pe linia care există în spațiul vestic, la care a aderat și care încearcă să se integreze. Poate nu în ritmul rapid care ar fi existat dacă nu era pusă sub semnul întrebării globalizarea, dar cu siguranță mișcarea este inevitabilă și pentru cei care se uită la noi sau dacă o să scrieți un text pe baza acestui interviu, îi încurajez să se uite pe studiul legat de indicele de modernizare sau de modernitate a României și să vadă că România s-a modernizat în ultimii ani și continuă să se modernizeze ca urmare a acestor generații tinere. N-am niciun semn de întrebare că modernizarea se face, am deja un semn de întrebare legat de dinamica acestei modernizări, cât de repede va crește acest profil mai modern al României. Dar este România raportat la vecini, este într-un ritm diferit, că ne raportăm tot timpul la ce se întâmplă în Polonia, în Ungaria, în țările din jur. Cum vedeți lucrurile aici? Țările din jur erau deja, aveau un profil, era o scală de la 0 la 100, peste 50 erai deja o țară cu un profil modern, spre 50 făceai trecerea, ca să spun așa, dintr-un profil mai tradițional, dar nu tradițional în sens bun, ci un profil mai vechi, mai degrabă spre un profil mai modern. România se apropie de 50, țările de care vorbeați, Polonia, chiar țările baltice, Ungaria trecuseră de scorul de 50. Deci noi trebuie să recuperăm, nu uitați, colectivismul, cum spuneam, este foarte, foarte puternic încă în România. Un profil psihocultural însă, și vreau să punctez acest lucru, nu este bun sau rău în sine. Eu nu vreau să critic profilul nostru psihocultural vechi, colectivismul, de exemplu. Da? Un profil psihocultural pur și simplu există. El devine mai bun sau rău în funcție de proiecția culturală ideală din țara respectivă și de zona geostrategică în care dorește să se integreze. Dacă noi n-am fi dorit să aderăm și să ne integrăm în Uniunea Europeană și spațiul vestic, profilul nostru psihocultural era perfect congruent cu profilul mai estic, ca să spun așa, din zona țărilor slave, inclusiv Rusia, Ucraina, Belarus și așa mai departe. Odată ce am ales să ne integrăm în spațiul vestic, profilul psihocultural legat de colectivism, spre exemplu, sau de concentrarea puterii sociale, nu ne mai ajută, fiindcă întreg spațiul vestic a fost construit prin instituții care se bazează pe două valori nu doar diferite, ci
complet diferite față de cele pe care le avem noi. Nu individul colectivist, ci individul autonom, nu concentrarea puterii, ci descentralizarea puterii. Și atunci noi am avut de recuperat față de multe alte țări. Ungaria nu a avut un scor crescut de colectivism niciodată. În celelalte țări, Polonia, Cehia, Slovacia, colectivismul a fost ridicat, dar nu atât de ridicat ca la noi. Noi mereu am avut un scor foarte mare de colectivism și de concentrare a puterii, mult mai mare decât celelalte țări din, hai să spunem, fosta sferă de influență sovietică.